Slăviți să fie Domnul! Amin! Este o zi de bucurie pentru toți acei ce îl caută pe Domnul, pentru toți acei ce vor să facă un popas în casa lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie fiecare duminică, sau fiecare zi în care adunarea lui Dumnezeu se întrunește. Astăzi, poate mai mult ca și altă dată, sunt sărbători de care ne bucurăm. Lucruri și stări pe care le trăim în prezența Domnului. Pentru că El este cel care schimbă atâtea și atâtea lucruri și stări în viețile noastre. Pentru ca noi să ne bucurăm de acestea. Sunt aici. Am ajuns aici împreună cu soția pentru sărbătoare ce o să o aveți după masă. Nu vreau să spun că am ajuns dimineața aici de întâmplare. Nu. Asta este o sărbătoare pe care o avem toți. Dar sărbătoarea de după masă vă privește pe voi, ca și biserica. Suntem aici acum de dimineață pentru că avem o sărbătoare prin care trăim. Și o sărbătoare cu care mergem dincolo. E singura sărbătoare pe care ducem dincolo. Știați lucrul acesta, așa? De fapt, ea nu se sfârșește aici. Sfârșitul ei este în cer, la Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos a făcut promisiunea aceasta. Nu voi mai bea din acest rod al viței până când voi da nou în împărăția Tatălui meu. Dar și zilor, suntem aici în această dimineață. Pentru că privim spre cer. Suntem aici ca să pregătim întâlnirea cu Domnul și Dumnezeul nostru. Cu Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Suntem aici pentru că vrem să gustăm de aici. Ce înseamnă părtășia cu cei mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mulți oameni și-au pus întrebarea cine va ajunge în cerul? Și de multe ori ne întrebăm oare ea, oare el va ajunge? Oare din biserica ortodoxă va fi cineva? Oare din biserica catolică va fi cineva? Oare de la baptiști va fi cineva? Oare din biserica pentecostală va fi cineva? Din mulțimea de biserici și confesiuni ce sunt pe pământul acesta, cine va fi mântuit? Cine va fi acolo? Am găsit un răspuns simplu care aș vrea să vi-l las în această dimineață. Și care aș vrea să mă fie în inimă mereu și mereu. De stai aici, la masă cu Domnul. Este imposibil ca în cerul să nu te invite să stai și acolo. Pentru că până la urmă să vii să stai la masă cu Domnul este invitație din partea Lui. Nici fratele Filip, nici fratele Dan, nici fratele Turcu, nici Musafiri, orice păstor a venit din orice parte, nu vă pot invita să veniți să stați la masa Domnului. Invitația aceasta vine de la El. Invitația să stai la masa Domnului vine de la Cel ce a întins masa. De la Cel care a pregătit-o. Și Cel ce a pregătit-o este însuși Fiul lui Dumnezeu. Hristos Iisus. Slăviți să fie numele Lui. Nu ești invitat de un om. Nu ești invitat de oficialitate pământească. De autoritate pământească. Ești invitat de Prințul Cerului. Să stai la masă în această dimineață. Lună de lună. Să stai la masă cu Domnul. Și unii nu vreau să vă dojenesc, dar vă spun
cu toată dragostea, unii dintre noi avem îndrăzneala aceasta să-i spunem, nu pot să vin, Doamne. Doamne, nu mă pot duce la masă. Doamne, nu pot să fiu la cină cu frații și surorile, cu biserica. Să-i spui Domnului acest lucru. Știți ce s-a întâmplat cu cei ce au fost poftiți la cină? Și fiecare a avut o motivație. Doamne, abia m-am căsătorit. Știi ce? Abia mi-am cumpărat niște perechi de boi. Abia mi-am cumpărat un pământ. Abia am făcut asta și sunt ocupat. Niciunul din ei n-a intrat în bucuria acelui ospăț. Hristos ne cheamă să stăm la masă cu El și să proslăvim lucrarea Lui minunată ce a făcut-o pentru noi. Mântuirea noastră prin jertfa de la Golgota. De ce nu poți veni, frate? De ce nu poți veni, soră? De ce nu te poți lupta să fii la masă cu Domnul? De ce ar trebui să fie momente în care să spun, nu pot? De ce nu poți? Ai vreo vrednicie? Ai tu sau eu puterea să te îndreptățești înaintea lui Dumnezeu? Niciodată! Și atunci, dacă astăzi nu pot, mâine voi putea? Dacă astăzi nu sunt în stare, luna viitoare, voi putea? Nu vreau să vă spun că e liber, gata, când venim în chip ușuratic să stăm la masă cu Domnul sau să nu deosebim trupul Domnului de celălalt de mâncare. Nu, e parte de mine pentru acesta. Dar vreau să vă spun că ar trebui să luptăm mai mult. Pentru că atunci când vedem slăbiciuni și neputințe în viețile noastre, să venim, să alergăm la Domnul și să pregătim întâlnirea cu El. Să pregătim venirea noastră la masa Domnului. Să pregătim venirea noastră în părtășie cu biserica și în părtășie cu Domnul. Să pregătim astfel de momente să onorăm invitația Lui adresată mie și vouă, tuturor, pe toți ne cheamă Domnul. În mod personal ne cheamă Domnul să venim la masa Lui. Celor nemântuiți le spune mereu și mereu de la învoarele bisericilor, răsună îndemnul acesta și parcă amenințarea aceasta, ziua de mâine nu e a ta. Vino omule și te pocăiește. Aș putea să spun în această dimineață, creștinule, ziua de mâine nu e a ta. Luna viitoare nu e a ta. Acum, astăzi, este ziua întâlnirii tale cu Domnul la masă și poate fi ultima. Să urmeze cea din veșnicie. Dacă ai onorat de fiecare dată chemarea Domnului, glasul Său binecuvântat, glasul Său care ne cheamă mereu și mereu să ne mai oprim, să ne mai cercetăm și să venim aici, să ne aducem aminte de ceea ce a făcut El. Să ne aducem aminte de ceea ce El a rânduit să se întâmple în viețile noastre. În umblarea noastră, părerea mică pe pământul acesta. Doresc. Îmi doresc fie bine. Să nu vă plictisiți la cina Domnului. Îmi doresc fie bine să nu fie o rutină la cina Domnului. Pentru mulți este așa, ceva care vine în fiecare lună. Dar nu poate fi așa. Nu trebuie să fie așa. Pentru că la cina Domnului redescoperim, dacă vreți în noi, puterea dragostei lui Hristos. Și în același timp, descoperim în noi ceea ce Dumnezeu face, ceea ce Dumnezeu lucrează de la o cină la alta, de la o lună la alta. Și lor trebuie să ajungem ca de acum și până luna viitoare să vedem puterea lui Dumnezeu cea mare, care a lucrat ceva în noi. Și nu ceva rău, ci ceva bun.
sfințire și neprihănire care ne apropie de Dumnezeu. Cu fiecare cină la care stăm în prezența Domnului, trebuie să ne simțim mai aproape de cer. Nu obosit și cumva prea satisfăcuți, prea obișnuiți cu cina Domnului. Cina Domnului nu este ceva care facem pentru că așa este obiceiul. Cina Domnului nu este ceva care răfătuim pentru că așa trebuie. Ci la cina Domnului venim pentru că aceasta este viața noastră. Trăim ca să venim la cina Domnului. Nu știu dacă m-ați auzit. Noi trăim cu Dumnezeu ca să venim la cina Domnului. Trăim cu El de luni până sâmbătă și duminică ca să venim apoi la cina Domnului. Nu venim la cina Domnului ca să trăim. Nu. Ci trăim în fiecare zi ca să venim la cina Domnului. Pentru că trăim în fiecare zi de la momentul când ne încheiem un legământ cu Domnul până la momentul când Domnul ne duce acasă. Trăim pentru întâlnirea cu El în cer, acolo unde sfârșitul acestei lucrări. Dacă așa stau lucrurile, dar și surori, haideți să cerem de la Domnul bucurii la astfel de întâlnire. El ne-a pregătit, noi să le dorim și El ne va binecuvânta cu ele. El ne le va da mii și inimile noastre vor putea preamări și cinstie numele Domnului. Dar și surori, Domnul Hristos a cântat cântări de laudă înainte să meargă la Golgota. După Golgota, cântările noastre de laudă trebuie să umple văzduhul. După Golgota, cântările noastre de laudă trebuie să fie în inimile noastre, în viețile noastre, să-L preamărim pe Dumnezeu. El a cântat înainte să meargă în vieții mari. Noi cântăm după victoria din Golgota, după biruința de acolo, după momentul în care El a spus să-i slăvit. Cu ce? Să-i slăvit cu mântuirea mea și mântuirea voastră. Este realizată. Important este să rămânem în ea, să rămânem lângă El și să așteptăm fericitul moment când El se va încinge și mă va căuta pe mine din privit, nu ca să mă osândească, ci ca să mă pot bucura de harul ce l-am avut aici și că voi avea o veșnicie împreună cu El. Dar nu va face doar cu mine acest lucru. Îl va face cu toți. El se va încinge, spune Sfânta Scriptură, și ne va se înfie. Și astăzi face același lucru. Și astăzi, Domnule, priviți-L, vă rog, în această zi, de aici. S-a încins și vrea să ne se fiască. Este pregătit Domnul ștergarul încins. Și masa pregătită. Și vrea și în dimineața aceasta să spună Domnul. Luați. Și mâncați. Luați și beți. Nu le spun frații lucrători. Chiar dacă le repetăm noi. Sunt spuse de El. Le aud. Și îmi impun acest lucru la fiecare cină să le aud. Din gura Lui. Pentru că aceste cuvinte străbat viacurile. Sunt cuvintele ce rămân pentru noi. Sunt cuvintele dătătoare de speranță și nădejde. Luați și mâncați ca să trăiți. Luați și mâncați să intrați în veșnicia vieții. Luați și beți. Totul este pregătit. Dar trebuie să stai
să te bucuri de ceea ce Domnul stăruiește. El este aici, în această dimineață. Nu pentru că suntem noi, nu să fie de voștri aici. El este aici pentru că El v-a pregătit masa. El este aici pentru că El v-a așteptat în locul acesta. El este aici și s-a încins ca să vă binecuvinteze și să vă sfințească și să vă pregătească pentru veșnicia vieții. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.